finanțare de 30.000 de euro pentru fermierii care vor să-și cumpere un tractor nou. Inițiativa face parte dintr-un nou program implementat de Administrația Fondului pentru Mediu, care vizează înnoirea parcului de tractoare și mașini agricole autopropulsate. Prin rabla pentru tractoare, fermierii vor putea primi o finanțare de maximum 30.000 de euro. Bugetul alocat pentru anul 2024 este de 500 de milioane de lei. Obiectivul programului este de a sprijini producătorii agricoli în vederea achiziționării tractoarelor și mașinilor agricole autopropulsate, noi, inclusiv accesoriile agricole aferente mai puțin poluante, se arată într-un comunicat al Administrației Fondului pentru Mediu. Astfel, la un buget de 100 de milioane de euro și un plafon maxim de 30.000 de euro de persoană, peste 3.300 de fermieri ar urma să beneficieze de această finanțare. Momentan nu se știe exact când va fi lansat acest program și care sunt condițiile exacte pentru finanțare.